It's time for empties. Avem sacoșa, hai să ne aruncăm între ghilimele în ea. Da, uite, am deasupra produse de make-up. Nu știu dacă mai e și altceva în afară de produsele astea trei. Dacă mai e și dau peste ele. Așa, vi le arăt. Am terminat cât de cât rimelul ăsta de la Essence, All Eyes On Me, Waterproof Multi-Effect Mascara. Nu mi-a plăcut cine știe ce, nici ca atare, nici folosit la final. V-am mai povestit că eu la final vin cu un strat de rimel waterproof, că mai îmi lăcrimează ochii și na, mă ajută rimelul waterproof. Nu mi-a plăcut în mod deosebit, plus că l-am purtat, nu știu... Și în iarnă, pe afară, am ieșit să ne plimbăm și cu mască pe față și se făcea un oarecare condens, nu știu, era umezeala foarte mare și nu, n-a rezistat. Din păcate, rimelul ăsta de la Essence mie nu îmi place, spre deosebire de Lash Princess, care este next level și e foarte mișto. Ăsta n-a fost, cine știe ce. Am terminat și tușul de la, cum îi spune, Benefit, Roller Liner. Mi-a plăcut foarte mult tușul, ca tuș, este foarte mișto, se lucrează ușor cu el, este un tuș bun, negru, intens, frumos, arată bine, totul la superlativ. Mi l-am luat ca să-l încerc la recomandarea voastră de pe Instagram, nu mai știu exact cine mi-a zis de el, cred că mai multe persoane mi l-au recomandat. Deci mi l-am luat într-un moment în care, la fel, mă plângeam pe stories că îmi lăcrimează foarte tare ochii și că orice tuș aș folosi se duce, se curăță tușul, nu rezistă. Și atunci am primit diverse recomandări, printre care și tușul ăsta de la Benefit Roller Liner. Mă, nu rezistă la lacrimi, deci este ceva foarte dubios și nu cred că am găsit ceva care să reziste la lacrimi, dar it's ok, o să am grijă de acum încolo. Dar el ca tuș este superb. Dacă nu aveți această problemă cu ochii, nu e nicio problemă cu tușul, este foarte bun. Eu am o problemă și atunci, na... Caut ceva care într-adevăr să reziste și dacă îmi lăcrimează ochii. Încă n-am găsit, când o să găsesc, vă spun. Mai am câteva tușuri, ca să zic așa, de testat în aceste condiții și vom vedea. Și o să arunc acest creion de sprâncene de la Cien, care, nu știu, arată foarte dubios, este aproape folosit, uite, e aproape folosit, arată dubios pentru că, nu știu, este albicios așa pe aici, pe la creion, deși l-am ascuțit, tot s-a făcut albicios. Dar creionul ăsta de la Cien pentru sprâncene este foarte, foarte ok, ieftin și bun. Trebuie doar să aveți grijă să-l ascuțiți de fiecare dată ca să fie ascuțit, să puteți să lucrați ușor cu el. Dacă e vârful tocit, nu prea merge. Adică e valabil pentru orice creion de sprâncene sau de ochi sau de buze, nu doar pentru cel de la Cien. Dar este un produs ieftin și bun, vine și cu o perie de asta care te ajută să-ți aranjezi sprâncenele. Mă, chiar este un produs care merită. Vai, ce țeapă mi-am luat! Deci ce țeapă mi-am luat, pentru că eu credeam că mai am plasturi de ăștia de la Biore pentru extragerea punctelor negre și aveam cutia în sertar la baie și am zis, a, ce bine, mai am încă un plasture. Când colo, cutia era goală, doar cu instrucțiunile înăuntru și da, mi-am luat o mare țeapă. Am terminat acești plasturi, nu mai știu când, și eu am crezut că mai am, că de-aia am păstrat cutia acolo. Foarte buni. Cei mai buni plasturi pentru extragerea punctelor negre pe care i-am încercat vreodată. Ok, n-am încercat toți plasturii de pe planetă, dar ăștia sunt foarte, foarte buni și chiar funcționează și chiar extrag punctele negre. Acum nu trebuie exagerat cu plasturii ăștia, pentru că vă dați seama, când tragi de piele, adică nu e ok să-i folosești, de exemplu, zilnic, sub nicio formă. Eu nu-i foloseam nici măcar săptămânal, îi foloseam odată la ceva timp când simțeam eu că am pielea mai încărcată. Acum nu pot să zic că mai am așa o foarte mare problemă cu punctele negre pentru că folosesc retinol, am început să includ de mai bine de 2 ani în rutina mea mai mulți exfolianți chimici, BHA, retinol și atunci se vede o îmbunătățire și pe partea asta a punctelor negre, dar plasturii ăștia erau o soluție de moment. Dacă aveți ocazia să vi cumpărați, eu vă recomand să încercați, sunt foarte, foarte mișto. Fiole cu vitamina C, booster, vitalitate și strălucire de la Gerovital Plant. Au fost cu vitamina C sau visez? Parcă erau cu vitamina C. În fine, pentru ten normal și mixt. Ador ambalajul. Îmi place foarte mult când
serurile astea vin sub formă de fiole, pentru că nu mă simt, nu simt acea presiune, am început produsul, trebuie să-l folosesc, că expiră de la deschidere, se deteriorează calitatea produsului, pentru că îl desfac, umblu la el și îl las deoparte și mai încerc și altceva. Deci nu am acest stres, între ghilimele stres, că până la urmă nu este un stres, dar înțelegeți la ce mă refer. Sunt fiole, am desfăcut o fiolă, am aplicat-o și mai desfac încă o fiolă peste vreo 2-3 zile, că între timp poate vreau să folosesc altceva. Deci ador sistemul ăsta pe care l-au cei de la Gerovital cu fiole. O fiolă de asta are 2 ml și este, oh my god, suficientă pentru toată fața și gât și decolteu. Adică mie mi se pare că este foarte mult 2 ml pentru o utilizare doar pe față. Și din acest motiv mergeam și pe gât și pe decolteu. Mi-au plăcut foarte mult și le foloseam dimineața înainte de SPF și da, foarte mișto. Sunt pentru 25-40 ca vârstă, deci pentru toată lumea, cam asta este ideea. De la Gerovital, Gerovital H3 Classic, am terminat crema de zi. Parcă în clipul anterior cu Empties am terminat crema de seară, acum crema de zi, cremă lift hidratantă cu vitamina E și acid hialuronic. Foarte mult mi-a plăcut și crema asta de zi, ca și cea de seară. Sunt niște creme foarte mișto astea din gama H3 Classic. Recomand. Niște creme ușoare, hidratante, niște creme care își fac treaba, care nu-ți golesc contul de bani. Adică sunt foarte, foarte mișto, la un preț super bun. Ambalajul e din sticlă. Da, e din sticlă. Foarte tare. Da, mi-a plăcut, recomand și cam asta am avut de zis. Am folosit, eu vin cu cremele, inclusiv gât și decolteu, sunt disperată între ghilimele să nu, deși aici sunt ridată pe gât, dar nu sunt riduri, sunt de la faptul că poate stau așa plecată la telefon, la calculator și atunci, na, se văd și de cum dormi, dar încerc să am grijă de fiecare dată să vin cu creme, să vin cu creme ca să-mi mențin pielea hidratată. Am și două mostre pe care le-am găsit într-o comandă de la Sole. V-am arătat într-un haul, o să vă las link pe ecran către haulul respectiv. În fine, o mostră e deja la gunoi, din păcate a ajuns la gunoi, dar o să vă las fotografie pe ecran. Am așa de la Hey Claire's sau Dear Claire's, am uitat, cred că Dear Claire's este, e rupt. Rich Moist Soothing Serum, un ser foarte hidratant și din pliculețul ăsta îți ajunge, sau mie mi-ar fi ajuns cam de 3 ori, pentru că am pus foarte mult prima dată, foarte, foarte, foarte mult, deci dacă luam puțin câte puțin, poate chiar de 4 ori scoteam din el, pentru că într-adevăr este un ser foarte, foarte hidratant. Și am avut și o cremă de la Purito, o cremă water ceva se numea, vă las fotografie pe ecran cu mostra, da? Foarte mișto acea cremă, foarte bună, deci atât de ușoară, ca o apă, efectiv ca o apă, o cremă foarte ușoară pentru un ten și hidratantă în același timp, chiar foarte hidratantă, pentru un ten gras, pentru un ten cu foarte mult sebum uleios, crema aia cred că este un vis. Mișto crema, recomand și serul ăsta, dar nu pot să spun că m-a dat pe spate neapărat serul, să zic că a fost ceva wow, dar crema aia ca textură și așa mi-a plăcut foarte mult. Apropo de creme, uite, am terminat de la Numismed crema de mâini cu 10% uree, o cremă foarte, foarte bună, care intră foarte ușor în piele, la fel o textură extrem de ușoară, extrem de lejeră, se absorbe foarte rapid, mi-a plăcut, recomand brandul acesta Numismed, fără parfum, fără parabeni, coloranți, produse foarte curate din acest punct de vedere, îi găsiți la farmacia Tei. Am văzut produsele la farmacia Tei, am mai avut de la Numismed un gel de curățare, gel de duș, da? La fel fără parfum, foarte, foarte ok produsul și mi se pare ok pentru toată familia. Am avut și șampon, mi-a plăcut și șamponul. Da, și tot îngrijirea corpului, săpunelele astea de la, vi le arăt așa, am păstrat ambalajele, de la Sephora Collection, Wild Wishes Cotton Flower și Wild Wishes Cherry Blossom. Mi-am cumpărat de fapt nu de Crăciun, după Crăciun, când au intrat în reducere, a fost un set cu 3 săpunuri, mai am încă unul pe care urmează să-l încep. Și da, sunt ok, sunt niște săpunuri ok, destul de parfumate, nu pot să spun că e cel mai ok săpun de corp, că eu le-am folosit pe corp, dar, da, merg, e în regulă, merg. Nu pot să spun că mi-a uscat pielea sau ceva de genul. Cremă de corp de la Avon Naturals Body Care cu Blackberry and Vanilla Body Lotion, loțiune de corp.
o am de ceva vreme și am zis ok, trebuie să o încep, trebuie să o folosesc, altfel o să expire. Ah, îmi place atât de mult, atât de mult cum miroase. Îmi place mult combinația asta, blueberries, vanilla, foarte mișto. Și este o loțiune de corp care, deci este chiar o loțiune, este foarte ușoară, fluidă, intră bine în piele, hidratează, rămâne mirosul pe piele, dar este destul de discret. Nu mi s-a părut că s-a combinat într-un mod dubios, de exemplu, cu parfum, în cazul în care am venit ulterior cu un parfum. Foarte mișto. Asta de la Avon Naturals, din gama Naturals, îmi plac, mi-au plăcut întotdeauna, încă hăt din liceu, de când sunt produsele astea la Avon, știu că le căutam și mi le comandam și uite, le folosesc și în prezent. Da, ce mai avem? O cremă, încă o cremă. O cremă de corp, dar nu e, de fapt, e un fel de cremă tratament. Vreau să vă arăt produsul ăsta pentru că l-am descoperit întâmplător într-un plafar, ca să zic așa, am intrat într-un plafar pe la mine prin cartier și am dat peste această cremă cu vitamina A de la Mebra. Fără parfum, fără coloranți, fără conservanți. A fost 7 lei. Și ce am făcut eu cu această cremă? M-am dat pe picioare, de la genunchi în jos, unde știți, nu, poate că nu știți, nu contează. Am făcut un clip la un moment dat despre keratosis pilaris. E, de la genunchi în jos, pielea mea arată ușor dubios, am ceea ce se numește keratosis pilaris. În fine, nu e vreo problemă gravă sau vreo boală sau ceva, nu. E vorba că pielea este mai uscată, se adună acolo la rădăcina firului de păr, se adună celule moarte și ai nevoie de multă hidratare și eventual și de ceva care să grăbească un pic exfolierea pielii. Crema asta m-a ajutat, chiar consider că m-a ajutat, plus faptul că într-adevăr am venit cu cremă hidratantă CeraVe, crema clasică hidratantă CeraVe și aia din gama cu acid salicilic și cea clasică m-a ajutat foarte mult, dar bă, mi-a plăcut crema asta, chiar mi-a plăcut foarte mult. Este o cremă mai unsuroasă și am folosit-o seara, deci nu m-am dat cu ea de dimineață să mă îmbrac și să ies din casă, nu, am folosit-o seara pentru că este așa mai unsuroasă și nu rămâne neplăcut pe piele neapărat, dar ca să nu-mi fac griji că nu știu. Na. Crema cu vitamina A. O găsiți prin orice plafar, chiar și farmacii. Cred că o găsiți și prin farmacii. Și da, uite ce scrie pe ea. Indicații. Întreținerea tegumentelor uscate, atone și sau descuamate. Vitamina A îmbunătățește aspectul și textura pielii prin contracararea efectului de îmbătrânire, îmbunătățirea epitelizării și elasticității pielii. Sper că am citit corect, nu știu, am senzația că citesc total pe lângă și că mă bâlbâi. Uz extern se aplică pe pielea curată prin mișcări ușoare de masaj. Dacă o să mă întrebați dacă am folosit-o pe față, care vitamina A și așa, nu. N-am folosit-o pe față, doar pe picioare și aici, că și pe aici se mai întâmplă când ai keratosis pilaris, astea sunt zonele. Pe picioare, în anumite zone, da, pe picioare, ori sus, ori jos, ori și sus și jos, și pe aici, în zona asta a brațelor. Da, și este o cremă foarte bună pe care mi-am recumpărat-o și, nu știu, am zis să vă arăt, e altceva, e mișto, merită încercat. 7 lei nu mi se pare scump absolut deloc, deci e un produs care zic eu că merită încercat, de ce nu dacă aveți astfel de probleme. Ok, să depășim momentul și să vă arăt Parasoftin. Printre cele mai văzute, vizionate clipuri de pe canalul meu de YouTube, clip la care primesc și în ziua de astăzi comentarii, clipul cu review-ul meu pentru Parasoftin. Și da, șosetele astea exfoliante chiar funcționează, chiar sunt mișto. Trebuie să, în primul rând, că am primit întrebări de astea că, bă, dar nu se întâmplă nimic dacă nu funcționează, da, că pielea mea se descoamează. Păi da, asta înseamnă exfoliere, este o exfoliere accelerată, grăbești procesul natural al pielii de exfoliere, citiți ce scrie pe ele, citiți tot ce scrie cu atenție. Întregul proces de exfoliere și regenerare completă a pielii durează între 7 și 12 zile. La mine au trecut aproape spre 12 zile și abia acum, într-adevăr, pot să spun că s-au exfoliat de tot. Aproape, mai am puțin pe acolo. În fine, știți la ce mă refer dacă le-ați încercat. Da, exfolierea asta, cum să spun, adică e... Lași așa uneori în urma ta cămuțe de piele care se exfoliază, dar stați și voi cu șosete și atunci it's ok. Nu știu, mie mi se pare un produs genial,
genial, care funcționează, care într-adevăr funcționează. Mi-am luat șosetele astea, na, parasoftinul, mi l-am luat din Kaufland și a fost vreo 20 de lei. Depinde de unde vi-l cumpărați, prețul variază, dar mai ieftin de 20 de lei nu l-am văzut. Deci cam asta ar fi. Și urmați, citiți și urmați indicațiile de pe ambalaj. Îmi place și eu personal recomand în continuare parasoftin. Da, ce-am mai terminat, uite, pentru păr, oh my god, n-am mai arătat de mult produse pentru păr, de la Londa, Velvet Oil, ulei pentru vârfuri, pentru păr, cu vitamina E și ulei de argan, mi-a plăcut, un ulei foarte, foarte ok pentru păr și, da, l-am primit în 2019 de Crăciun și l-am terminat abia acum. Deci m-a ținut un an și m-a ținut foarte mult, foarte, foarte mult. Bine, într-adevăr, de la un punct încolo mi-am tuns părul și am folosit mai puțin, dar chiar și așa a ținut foarte, foarte bine. Și un șampon pe care l-am folosit de la Gliss Ultimate Resist cu keratină. A fost un șampon ok, nu pot să spun că ceva wow s-a întâmplat cu părul meu sau că m-a afectat sau nu. Un șampon ok care a funcționat ca șampon și a făcut treaba. Și asta este. Da, ce mai am? Cred că trebuie să mă uit în sacoșă, că sigur mi-au mai rămas pe acolo produse, să verific sacoșa, dar am terminat așa, să zic, pentru casă, oarecum. Deep Sleep Pillow Spray de la This Works. L-am terminat în sfârșit, am backup, am început unul nou și l-am văzut, am fost, nu știu, acum vreo două săptămâni prin Sephora și am văzut că îl aveau iar în reducere, dar nu mi l-am recumpărat ca să am din nou backup. Am zis, când o să termin și tubul pe care l-am început acum în locul ăstuia, o să mi-l recumpăr dacă îl găsesc prin Sephora, tot așa redus, pentru că, sincer, la preț întreg mi se pare foarte scump. Este un spray cu lavandă, mi se pare foarte mult să dau peste 100 de lei pe chestia asta. Așa, la preț redus, e vreo 50-60 de lei, să zicem că este în regulă. Îl folosesc când schimb lenjeria, când schimb pernele, îl folosesc pe lenjerie și, na, reîmprospătează, miroase frumos. Îmi place produsul, m-a ținut destul de mult pentru că nu-l folosesc în fiecare seară, nu abuzez de el, că mă ajută să adorm mai repede, cum scrie pe el, nu. Dar îmi place ca miros și, sincer, aș putea să folosesc orice alt spray cu lavandă, nu trebuie să am chestia asta super scumpă, dar m-am obișnuit cu el, mi l-am recumpărat la un moment dat, ăsta era pe la jumătate și l-am găsit în Sephora la 50% sau 60%, nu știu cât era redus și am zis ok, hai să-l cumpăr să am backup. Dar da, mișto produsul, un pic cam scump din punctul meu de vedere și cu asta am încheiat. Și de la Zara Home, bețișoare parfumate, știți că mie îmi plac. Ah, ce bine au mirosit! Mie îmi plac foarte mult bețișoarele parfumate și le-am avut pe astea Zara Home Dark Amber. Mi-au plăcut foarte mult, miros foarte bine, se duce mirosul așa prin toată casa și nu știu dacă mai au bețișoare parfumate, parcă n-am mai văzut, dar dacă o să le găsesc chiar, o să mi le recumpăr, pentru că sunt foarte mișto. Am avut o mostră de Idol Intense de la Lancôme și vreau să vă spun că mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut mai mult decât varianta originală de Idol. Este chiar foarte rezistent. Varianta clasică, varianta originală, nu este foarte rezistentă. E un parfum care e ok de zi cu zi, chiar și pentru adolescente mi se pare un parfum super potrivit. E, varianta asta, l'Intense, este într-adevăr mult mai intens, mult mai rezistent. Sunt ceva diferențe între varianta clasică și varianta Intense, dar n-aș zice că sunt niște diferențe majore, dar sunt niște diferențe și cu siguranță ăsta este mult, mult mai intens, mai rezistent, se simte parfumul, l-am simțit toată ziua și când spun toată ziua, de dimineață până seara. Deci l-am purtat într-o zi în care am plecat de acasă pe la 8 și m-am întors, nu știu, la 10 noaptea, ceva de genul și am simțit parfumul pe mine. Acum că se simțea și în jur, habar n-am, nu pot să spun că a zis cineva, ah, ce bine miroși, vai, senzațional, nu știu. Acum stăm și cu măști pe față, s-ar putea anumite persoane să nu simtă prin mască mirosul parfumului. Eu îl simt și prin mască și l-am simțit și pe ăsta și prin mască, mi-a plăcut. Dacă vă place Idol clasic, s-ar putea să vă placă și varianta Intense. Sau dacă la acela nu erați mulțumite de rezistență, de persistență, s-ar putea la asta să vă placă rezistența și persistența. Da, mi-a plăcut. O să mi-l cumpăr full size? Probabil că nu, pentru că am foarte multe parfumuri. Foarte multe. Foarte multe. Trebuie să mă abțin.
Nu o să se întâmple asta, dar oricum, Idol nu este momentan pe lista mea. Și un parfum pe care nu l-am terminat, pentru că vreau să mai las acolo în el ceva, să mai rămână, pentru că o să ajungă ăsta în cutia cu amintiri pe care v-am arătat într-un clip anterior. Deci am mai lăsat ceva ca să rămână acolo pentru amintiri, Kenzo Jungle. Aș putea să-l mai folosesc, adică mai am de vreo câteva pufuri. Aș putea să-l mai folosesc, dar mi se pare că parfumul nu mai este cum era la început. S-a întâmplat ceva cu el, nu știu ce s-a întâmplat, poate că este de prea multă vreme desfăcut, deși nu ar fi ăsta un motiv. În fine, da, știu că l-am de foarte multă vreme, eu îmi țin toate parfumurile, uite, așa, în cutii, nu sunt atinse de soare, nu le vede soarele și stau într-un sertar. Stau foarte bine parfumurile mele pentru că, da, soarele poate să... Gândiți-vă că au alcool și în contact cu căldură, cu lumină, se poate deteriora mult mai repede calitatea unui parfum decât dacă l-ai ține în cutie și într-un loc la întuneric. Dar cu toate astea, nu știu, parcă nu mai este atât de rezistent, de intens, de mișto cum era el la început. Mai este și foarte puțin, nu zic acum, asta este. Deci îl consider terminat, o să ajungă în cutia cu amintiri și da, cam asta ar fi cu acest empties. Nu foarte, foarte multe produse, dar e bine pentru că am intrat poate în mai multe detalii decât aș fi intrat în mod normal. Când sunt mai multe produse și trec repede prin ele ca să nu stăm vreo oră pe empties. Da, mă, cam asta ar fi cu parfumurile. Nu o să mi-l recumpăr nici pe ăsta pentru că it's ok, am avut Kenzo Jungle, e suficient odată, poate peste vreo câțiva ani să revin la el, poate, deocamdată sunt bine, stau bine la parfumuri și am altele pe wishlist pe care vreau să le am în colecție. Ok, spuneți-mi voi în comentarii dacă ați terminat vreun parfum recent, sunt curioasă, sau dacă ați încercat ceva nou, dacă ați avut mostre, ce ați mai încercat, cum vi s-au părut, parfumuri noi sau mai vechi sau așa. Da, alte lucruri despre ce ați mai făcut în ultima perioadă, vreau să știu în comentarii dacă aveți chef de discuții și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja, mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și King Quest și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, mua, la revedere!